MMA, kickbox, jiu-jitsu, brazilian, lupte libere și box. Sunt 5 sporturi de contact practicate de un singur sportiv. Nu de un senior, ci de un copil de doar 10 ani. Edvin Petra este cel care de la o vârstă fragedă nu se dă la o parte din calea luptelor. Micuțul sportiv de la Clubul Absoluto spune că este foarte obositor ceea ce face, dar încearcă să frecventeze toate luptele de contact, deoarece numai așa va ajunge la noi performanțe. Este deja campion mondial la jiu-jitsu, iar boxul îl ajută foarte mult în artele marțiale mixte. Din cele 5 stiluri, Edvin spune că cel mai greu este la lupte. Pentru că la lupte libere este mai greu, cum ar fi la Olimpiadă, la lupte libere este mai greu ca la box. Pentru că sunt foarte antrenat. Visez la Olimpiadă într-o zi. Dar mai mult îmi doresc să fiu în UFC. Cel care îl îndrumă în fiecare zi atât acasă cât și la sport este tatăl său. Ghiocel spune despre băiat că muncește enorm, dar nu simte nevoia să-și petreacă copilăria. Chiar dacă are un program extrem de încărcat, nu neglijează școala, deoarece orice sportiv care se respectă trebuie să știe și carte. Nu lăsăm absolut școala, dar încercăm să le facem cât mai bine, că asta e dorința noastră, să fim buni peste tot. Asta e. Și în postura de tată ți-e mai greu atunci când ești în colț? Da. Eu îi preau emoțiile, eu am cele mai mari emoții, foarte mari emoții. Emoțiile vor continua pentru Ghiocel și Edvin. Duminică, micuțul luptător va intra în cușcă la Praga, după care va concura la o piramidă puternică în Olanda.